Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț. Uitându-mă pe lista cărților pe care le-am procurat de-a lungul timpului, am găsit o cărticică care este scrisă de un autor anonim, și care mi-a atras atenția, este o poveste scurtă, dar care cu siguranță o să vă placă. Se intitulează Secretul unui milionar și, așa cum am spus, fiind scrisă de un autor anonim, nu se află sub incidența drepturilor de autor, așadar, nu ezitați să o partajați și să utilizați această lucrare după bunul plac. Transmiteți-o câtor mai multor persoane posibile, așa cum am făcut-o și eu, și motiv pentru care vă mulțumesc. Este o poveste simplă, dar profundă, și vă invit să o ascultați, nu înainte de a vă spune să apăsați butonul de subscribe, dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final, dacă v-a plăcut. Bineînțeles, vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici și pe site-ul îndrăznește să crezi.com pentru pachete de mentorat, pentru primul curs uh, care să vă ajute să manifestați o anumită persoană prin conversații interioare sau pentru a achiziționa prima carte scrisă de mine. Să începem! Secretul unui milionar Washington DC a fost cât se poate de urât. În timp ce așteptam pe bancă și așteptam să vină autobuzul, abia așteptam să mă întorc în pădurile din Louisiana. Aproape că mă așezasem într-o baltă de sânge care se afla la capătul celălalt al băncii și eram gata să plec. Sper din tot sufletul ca cei care vin să ne viziteze țara să nu facă din DC una dintre opririle lor. Oricum, înainte de sosirea autobuzului meu, am fost abordat de un domn în vârstă, îmbrăcat frumos, care avea nevoie de indicații. I-am spus că habar nu aveam ce caută, deoarece și eu eram doar în trecere. Nici până în ziua de azi nu știu sigur de ce, dar am început să vorbim ca și cum ne cunoșteam de ani de zile. Am vorbit despre viață, despre oameni și în cele din urmă conversația s-a îndreptat spre afaceri. Aici, domnul a văzut ceva la mine. Presupun că l-a făcut să se simtă ca și cum ar fi împărtășit ceea ce spunea că este cel mai mare secret spus vreodată. A spus că toată lumea auzise de el, dar aproape nimeni nu-i dădea atenție, deși era singurul lucru care putea conferi o avere a oricărui bărbat sau femeie care îl folosea. Urechile mele începuseră cu siguranță să se ciulească. Ceva din tonul său îmi spunea că acest om știa de unde vorbește și voiam să aflu cu pasiune care era secretul. Probabil că mi-a simțit liniștea pentru că în acel moment mi-a dat un avertisment care a fost aproape o mustrare. Voi încerca să redau aici cât mai bine restul conversației noastre. Bărbatul nu face greșeala de a ignora ceea ce urmează să-ți spun, pentru că ai mai auzit asta, fără îndoială că ai auzit-o deja de la cel puțin o persoană din viața ta. S-ar putea chiar să îl fi auzit de mai multe ori. Ai vreo aversiune față de religie, domnul Sez? Acesta nu este numele real, dar pur și simplu i s-a dat un nume pentru a fi mai ușoară povestirea. Eu. Nu, nu am. Nu cred că mulți predicatori știu despre ce vorbesc sau despre ceea ce încearcă să învețe pe alții, dar știu că Biblia conține multe cunoștințe extraordinare. Bărbatul răspunse, bine, nu aș vrea să nu iei în considerare ceea ce urmează să-ți spun, pentru că vine direct din Biblie. Dar aplicațiile sale depășesc cu mult ceea ce majoritatea oamenilor pot concepe. Va fi nevoie de gândire, de reflexie intensă din partea ta, pentru a începe să ne facem o idee despre puterea sa. Acest secret simplu, atunci când este aplicat în afaceri, Va atrage banii la tine la fel de ușor cum curge apa pe un munte. Chiar și un prost îl poate aplica și prospera. Atunci când este aplicat în relații, îți va crea mai mulți prieteni decât poți duce. Și a râs cu poftă. Eu, ce este? Mor de nerăbdare să știu acum! Bărbatul spuse: Răbdare, domnule Sez, răbdare! Nu ți-l voi da pentru că a fost mereu repetat de proști care nu au niciun respect și nici nu știu ce înseamnă. Nu. Îți voi spune altfel. Ce fel de afacere te interesează? Ei bine, acum mă ocup cu vânzarea prin corespondență. Aș vrea să pun anunțuri și să vând cărți, spuse domnul Sez. Bărbatul. Bine, bine. Comanda prin poștă să fie. Lasă-mă să-ți spun cum să crezi o avere în această comandă prin poștă. Tot ce trebuie să faci este să crezi produsul pe care vrei să-l cumperi. Nu înțeleg, spuse. Sez. O vei face. Vezi, tu ești piața ta. Orice-ți dorești, există milioane de alți oameni care doresc același lucru. Acel produs evaziv pe care îl cauți este produsul pe care îl caută milioane de alte persoane chiar acum. Tot ce trebuie să faci este să crezi produsul pe care vrei să-l cumperi, produsul pe care tu însuți l-ai căutat. Odată ce ai acest produs, ce ai dori să scrie în mesajul de vânzare, astfel încât să știi că acesta este produsul pe care l-ai căutat? Dacă altcineva ar vinde acest produs, ce ai vrea să scrie în reclamă, ce te-ar face să cumpere acest produs? Când ai acest răspuns, acesta este anunțul pe care vrei să-l crezi. Eu am răspuns, înțeleg cu ezitare, bărbatul. Vezi afacerea de peste drum de aici, pizza. Aș putea tripla afacerea pe care o face acel loc în 10 minute. Apropo, cu asta mă ocup eu. Tot ce aș face ar fi să intru în afacere ca și client. Asta acolo și mi-aș imagina toate lucrurile care ar putea fi făcute pentru mine și care m-ar face să devin un client fidel al acelei afaceri pe viață. Ce ar putea face pentru mine ca să mă facă să mă simt astfel? Odată ce aș fi avut răspunsurile la această întrebare, le-aș fi pus în aplicare în toate domeniile. Fiecare client va fi tratat așa cum mi-am imaginat și, fără niciun fel de îndoială, afacerea respectivă ar fi triplat profiturile pe care le obține acum. Eu am răspuns, cred că știu. Bărbatul însă mi-a spus, stai, că încă nu știi nimic. Asta e problema cu oamenii. Ei resping ceva din cauza locului de unde a venit sau pentru că l-au auzit de multe ori. Lasă asta pentru proști. Nu vei putea spune că o cunoști până când nu ai meditat profund asupra ei și nu ai pus-o în aplicare. I-am răspuns. Bine. Bărbatul a continuat să-mi spună. Ceea ce-ți spun are o putere nemai văzută. Cuvintele simple folosite pentru a o descrie nu o pot cuprinde. Nu-i fac dreptate și au fost prostituate de guri bălăcărești care lasă înțelepciunea să le cadă de pe buze fără ca măcar o singură celulă a creierului să priceapă ce divaga. Ceea ce-ți spun este legea, nu legea omului, ci legile naturii însăși. Așa funcționează lucrurile iar cei care o înțeleg cu adevărat se ridică în vârf în toate domeniile cunoscute de om. Ceea ce nu înțeleg oamenii este că se aplică la orice. Acest secret poate fi aplicat cu aproape fiecare pas pe care îl faci, tot ceea ce faci, fiecare cuvânt pe care îl spui și toți cei implicați profită de pe urma lui. Dacă ești scriitor, scrie așa cum ți-ar plăcea să ți se scrie. Dacă ești vânzător, vinde așa cum ți-ar plăcea să fi vândut. Dacă ești un vorbitor, vorbește așa cum ți-ar plăcea să ți se vorbească. Dacă vrei mai multă iubire, atunci iubește așa cum ți-ar plăcea să fii iubit. Dacă vrei mai mulți prieteni, fi prietenul pe care ai vrea să-l vezi. Când infuzezi tot ceea ce faci cu acest secret, capătă o putere magică. Afacerile domină piața, cărțile devin bestselleruri, liderii atrag adepți uriași și loiali. Cum ți-ar plăcea? Cum ai răspunde la asta? Cum te-ar face să te simți? Acestea sunt întrebări la care trebuie să te gândești de fiecare dată când faci sau creezi ceva. Vei intra în inimile și mințile tuturor celor care intră sub influența ta dacă te vei gândi mai întâi cum mai vrea să-ți se facă ție. Sunt sigur că știi deja citatul din Biblie la care mă refer. Dar nu le repeta, ci doar meditează la el și pune-l în practică. I-am răspuns, da, dar nu m-am gândit niciodată. Că se poate aplica de fapt la toate lucrurile din viață. Și eu am fost unul dintre acei proști care au trecut peste fără să se gândească măcar o secundă. Chiar vreau să vă mulțumesc pentru că ați împărtășit asta cu mine. Bărbatul mi-a răspuns: A fost o adevărată plăcere să vorbesc cu tine, domnule Sez, să ai o călătorie sigură spre casă. Și cu asta a dispărut. Lucrul amuzant a fost că, în timp ce mă întorceam acasă cu autobuzul, mi-am dat seama că nu i-am reținut niciodată numele și nici nu mi-am să-i fi spus vreodată pe al meu. Poate mi-a văzut eticheta de pe bagaj. Nu sunt sigur. Chiar nu contează. Ceea ce contează este că am profitat de acest spate în ultimii 15 ani. Nici eu nu sunt foarte bun la asta, și totuși am câștigat sume uriașe de bani, mai ales de pe internet. Acesta este un loc în care aceste cunoștințe pot străluci cu adevărat. Oamenii m-au întrebat mereu care este secretul meu? Cum se face că războinicii sunt încă aici, cu aceleași produse, cu toată această concurență după atâția ani? Acest secret simplu este răspunsul. Întotdeauna mă întreb cum mi-ar plăcea să fiu tratat de această companie. Ce mi-ar plăcea să văd? Ce mi-ar plăcea să primesc? Cum aș vrea să fiu tratat? Aceste întrebări simple sunt tot ceea ce trebuie să-ți răspunzi. Când vei obține răspunsurile, pune-le pune în aplicare și urmărește ce se întâmplă creează site-ul pe care l-ai căutat, scrie ca și cum ai dori să îți fi scris ție, pentru a vinde ca și cum ai dori să îți fie vândut, pentru a vorbi ca și cum ai dori să ți fie vorbit, tratează-te așa cum ai vrea să fii tratat, creează pentru alții ceea ce ai vrea să fie creat pentru tine, bucură-i pe ceilalți așa cum ai dori să fii bucurat și tu. Dragilor, aceasta a fost scurta poveste, secretul unui milionar care se poate aplica în toate sferele vieții noastre. Într-o lume plină de diferențe, există un principiu atemporal care ne poate uni pe toți, iar acesta se numește Regula de Aur, de care discută marii mistici, cum ar fi Neville Goddard, doctorul Joseph Murphy și alții, pentru că regula de aur ne învață să-i tratăm pe ceilalți așa cum vrem să fim tratați și exact așa cum Biblia ne spune. Imaginați-vă o lume în care bunătatea este limbajul comun, în care străinii devin prieteni și în care compasiunea nu cunoaște granițe. Această regulă simplă, dar puternică, are potențialul de a schimba vieți. Ea ne amintește să iubim, să iertăm și să dăm o mână de ajutor celor care sunt în nevoie. Fiecare act de bunătate declanșează un efect de undă, răspândind pozitivitatea și provocând schimbări în comunitățile noastre și, în cele din urmă, în întreaga lume. Împreună, putem face o diferență, un act de bunătate, la un moment dat, să îmbrățișăm regula de aur și să creăm o lume în care să domnească compasiunea. Așa că data viitoare, când aveți ocazia, să fiți amabili, amintiți-vă de regula de aur, tratați pe ceilalți așa cum ați vrea să fiți și voi tratați. Îmbrățișați înțelepciunea de a-i trata pe ceilalți așa cum ai dori și tu să fii tratat și haideți să fim martorii efectului incredibil pe care acesta l are în promovarea empatiei, respectului și iubirii. Haideți ca împreună să sărbătorim natura transformatoare a regulii de aur și să fim inspirați să facem o diferență în propriul colț de lume. Împreună putem semăna semințele bunătății și putem să cultivăm o cultură globală înrădăcinată în compasiune. Dragilor, sper că acest filmulet scurt să fie unul edificator care să vă facă să porniți într-o călătorie spre un viitor mai luminos și mai empatic, unde bunătatea să fie cuvântul de bază. Până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet, numai bine.